Așa mergem este, acum mergem mai acum mai departe. Dana Războiu a luat o decizie radicală. Își vinde casa și odată cu asta și-a rămas bun de la unele amintiri. Mădălina este alături de ea și află mai multe. Bună! Bună tuturor, am venit la vizionare, cu alte cuvinte. Vreau să văd cum arată casa pe care Dana o vinde și să vedem dacă bat palma cu ea sau nu. Bună, Dana, ce faci? Bună, bine că ați venit, mă bucur că ați venit. Uite, vând o casă foarte frumoasă, e casa în care am locuit eu. E prima ta casă cumpărată. E prima mea casă, da. Tu mai ai și alte case. Băi, mai am și altele, că de-aia pot să o vând pe asta, cam unde să stau. Dar cum te-ai gândit în perioada asta să faci, să scoți la vânzare? Mi-au plecat chiriașii, am avut 12 ani chiriași aici și acum au plecat și am două variante. Fie o închiriez, așa, e o zonă foarte bună asta, merge și la închiriat foarte bine, fie o vând. Dar e foarte frumos, e foarte spațioasă, are 6 camere, eu deja le-am văzut, o să le vedeți și voi în minutele următoare. Și aici e livingul, nu? Da, ăsta e livingul și casa e foarte bine construită, pentru că a fost făcută de cel care a construit-o, de constructor, pentru fetele lui. Numai că și tu ai locuit în Australia, aici? Eu am locuit 3 ani, aici, nu? Da, mai de mult. Aici s-a născut Victor, de fapt. E casa în care eram, când am ajuns aici, eram gravidă cu Victor, cu primul meu copil. Și aici s-a născut, o să vă arăt sus că am plantat un mesteacăn, chiar când s-a născut el. La etajul 1. La etajul 1 o să vedem mesteacănul. Acolo avem bucătăria, au văzut-o, cred că cei de acasă. E o bucătărie foarte mare, 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 spațioasă. Dar eu vreau să urcăm, pentru că am văzut că sunt foarte multe camere și arată senzațional. Hai să te rog pe tine, prima. Da. Căci tu ești cea care o să ne arate. Dormitoarele. Așa. Și mansarda. E o casă pentru o familie cu 2 copii și câine, măcar un câine, dacă nu 2. Ai foarte multe și curte. Ai foarte multe scări. Este dormitorul matrimonial, dacă vreți să veniți, puteți să vedeți mesteacănul de care sunt pe eu care foarte mândră. Pe care l-ai plantat exact. Acum câți ani ai zis? 16? Acum 16 ani. Când s-a născut Victor, am plantat mesteacănul și e frumos să plantezi un pom când ți se naște copilul, pentru că vezi cum crește copilul și cum crește și foarte copacul. Tare, mi-ai dat o idee bună. Acolo o baie, da? Și acolo ce? Dressing-uri. Dressing. Fiecare dormitor are dressing-ul lui. Eu asta n-am mai văzut la nicio casă până acum. Fiecare dormitor cu dressing-ul lui. Adică nu mai trebuie să pui dulapuri și foniere niciunde. Ți-ai dorit din totdeauna o asemenea casă imensă? Mi-am dorit. Uite, hai să vă arăt un dressing, de exemplu. Nu e imens, are 280 de metri pătrați. E o casă potrivită pentru o familie. E o casă potrivită și ca investiție, dacă vrea cineva să o cumpere și să o închirieze după aceea. Uite, asta e dressing-ul. Așa. Foarte, foarte. Adică e minunat să nu mai trebuiască să pui și fonier. Tot exact. Spațiul dormitorului rămâne liber pentru Marc pat, și pentru... Victor, ce au zis? Aici, aici aveam patul lui Victor, când era bebeluș. Aha. Marc și cu Victor au zis să nu o vindă, că lor le place. Marc vrea să joace fotbal în mansardă. L-am văzut pe Victor, da, pe Instagram, chiar ieri, cred că, da, monta mobilă sau cu da, ce îndeletnicirie. Deci ne-am cumpărat niște mobilă pentru copii în camera lui Marc, uh-huh, bibliotecă, că nu mai are unde să-și pună cărțile. Și dulap și comodă. Și am așteptat o lună de zile să vină cei de la compania care ne-au vândut mobila să o monteze. Și n-au venit, pentru care ne-am apucat și am montat-o noi. Și n-am terminat văzut că se descurcă, are... Victor, da, păi e robotist, da, știe da, da, perfect. Da, 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 erau foarte încântați, da. Ei cum sunt în perioada aceasta? Sunt ok, se bucură sunt că foarte sunt ok, ne bucurăm, da, bine, ne bucurăm că stăm mult împreună. Și eu mi-am cumpărat bicicletă, mergem cu bicicletele. Sport ai mai făcut în perioada asta? Nu prea mai făcut sport. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Acum o să fac cu Carmen Fit, fac sport. Mi-am cumpărat un program de la deci ea. Deci am ajuns la asta mansardă. E open space. Uh-huh. E foarte bună pentru copii. Dacă e o familie cu 2 copii aici iarna, îți dai seama că nu poți să-i lași afară pe străzi pe copii. Și atunci îi lași în mansardă și fac ce vor ei aici. Acolo poate să fie o bucătărie, pentru că e tras apă și gaz. Deci poți să ai bucătărie și la parter, da, poți să ai bucătărie și la mansardă. E foarte bine gândită casa, e foarte bine gândită. E făcută foarte funcțională. Cei care au închiriat-o au avut birouri jos și aici au un apartament. Și au locuit aici sus și jos au avut angajații și birouri. Aproape mai convins. Și vreau să le arătăm celor de acasă că acolo, pe geam, vedem casa presei. Da, se vede casa presei. După masa se vede și mai bine că bate soarele pe ea, acum e contrijur. Dar tot se vede, e foarte aproape de Romexpo și de Casa Presei și are acces foarte ușor la Mall Băneasa, la DN1, pe Valea Prahovei se ajunge foarte ușor, la aeroport ajunge foarte ușor. Adică se ajunge mult mai ușor de aici decât de unde stau eu și stau și eu într-o zonă bună, dar zona asta e fantastică și va crește. Iulian Dascălu face la Romexpo, dezvoltă foarte mult zona.
va crește foarte mult. E școala germană aici, viitoarea școală germană din toamnă, vor avea peste 1000 de copii, deci în jur de 500 de familii vor căuta să se mute în zona asta pentru ca să fie aproape de campusul german. Îți mulțumesc tare mult, Dana. Aproape mai convins, eu o să mă mai gândesc dacă da sau dacă nu. Ok, ok. Dar dacă vrea cineva și e interesat de mai multe detalii și preț și așa, poate să-mi scrie pe Instagram să caute Dana Războiu. Să căutați pe Dana. Și să-mi trimită un mesaj pe Instagram și le răspund. Casa e superbă, vă zic eu. Mă bucur atât că vă place. Adela Coven, apoi la voi. Mulțumim frumos. Da, nu e rău. O să mă interesez și eu. Mă rog, da, de unde? Că, de unde, da, nu sunt eu bogat ca tine, Popescu, să-mi permit case, Doamne, la curte. Eu stau într-un apartament modest.